data de 25 februarie 2023 sunt la mormântul lui Constantin Brâncuș, în cimitirul Montparnasse. În urmă cu câteva luni, în luna septembrie anului trecut, am venit aici și a fost pentru prima dată când am aprins o lumânare Sfântului Maestru. Revin astăzi aici, în modul cel mai frumos, cel mai simplu, așa cum îi plăcea lui, pentru a-i dedica o părticică din sufletul meu și pentru a primi, în primul rând, binecuvântarea lui pentru drumul acestei cărți, Brâncuș, dragostea mea, pe care am reușit să o public în 10 limbi de circulație internațională. Sunt bucuroasă, mâine, la Paris, cu Dragobete, de Dragobete, cu Brâncuș, aici, împreună cu Carmen Bobocescu, sunt și cu prietena mea, Ruxandra Sfintesco, și este o bucurie mare. Brâncuș spunea că niciodată nu îl vom ajunge pe bunul Dumnezeu, dar curajul de a călători spre El este foarte important. Dumnezeu să te odihnească, Constantin Brâncuș, și te rog din toată inima de acolo să vegheze asupra poporului nostru, asupra sufletului nostru românesc și asupra spiritului nostru, pe care să ne ajuți să-l înălțăm cât se poate de sus pe coloana fără de sfârșit a creației tale.